Mulțumim mult de tot, Bogdan, pentru acest material. Într-adevăr, nu știam că plantele acestea, microplantele, sunt super la modă și că au și gust. Pentru că dacă nu le-am mâncat niciodată, dar începând de astăzi, voi încerca. Memorarea însă este principala cerință pe care școala românească o are pentru copiii noștri. Cum să învățăm însă să rețină ușor elementele cheie ale unor lecții, ale unor calcule, astfel încât să le știe toată viața? Foarte simplu, că o metodă japoneză are mare succes, așa că în această dimineață ne arată despre ce este vorba invitata noastră, Nomin Damdin. Deci Nomin Damdin și bineînțeles în dreapta mea cea care ne va exemplifica, domnule, cea care a învățat, care știe. Aplauze pentru Maria Ciulea. Bună dimineața, Maria. Ciulei, cum ești? Ciulei? Da. Ciulei, că am zis Ciulea. Trebuie să-ți dau ceva cadou. Vrei ceva cadou de la mine? Hai că mă caut, las că-ți dau după emisiune ceva să ții minte, da? Maria, Maria, gata, Maria rămâi pentru noi și Nomid, care ne va explica despre ce metodă este vorba. Metoda se numește metodă de soroban și calcul mental japonez. Copiii noștri, cursanții noștri lucrează pe o numărătoare aceasta, da, care se numește soroban. Acesta este numărătoarea sau abacu, da, pentru profesori. Și efectuează calcule învățând anumite algoritme pe această numărătoare și după aceea trebuie să vizualizeze, adică acesta abac în fața ochilor și încep să miște biluțele de pe acesta într-un mod imaginar. Și astfel folosesc imaginația pentru a calcula și folosim emisfera cerebrală dreaptă, nu cea stângă, cum se întâmplă în școli. Și atunci, dacă noi putem să dezvoltăm creierul copiilor de vârste, de exemplu, începând de 5 ani până în 14, prin metoda aceasta japoneză, îi ajută, bineînțeles, să-și dezvolte această emisferă dreaptă, care, din păcate, în învățământul tradițional nu se dezvoltă suficient din cauza memorare și a reproducerea informațiilor, da? Așa cum sunt. Și de aceea, pe de altă parte, vorbim și de dezvoltarea abilităților cognitive. De ce? Pentru că copiii când lucrează pe numărătoare japoneză trebuie să fie foarte atenți, foarte concentrați, trebuie să respecte anumite reguli, disciplină, da? Și prin acesta copiii ajung să se concentreze, să fie mai atenți și la școală, și la teme, și la activități de zi cu zi. Am văzut la dumneavoastră că copiii pot face mai multe lucruri deodată, ceea ce în viața reală e greu de făcut, nu foarte mulți oameni pot avea atenție distributivă. Ei pot spune poezii și pot calcula în același timp. Exact, asta spuneam și eu mai devreme. De exemplu, dacă facem calcule după metoda clasică pe care știm noi, n-ai cum să faci două lucruri deodată, dar acum, de exemplu, cum e Maria, o să efectueze calcule folosind imaginație. Doar trebuie să imagineze acest abac în fața ochilor și începe să miște aceste biluțe după algoritme învățate și în același timp poate să recite poezie, să scoate din memorie. Până la ce vârstă putem face lecții de... Noi începem, da, de la 5 ani până în 14, dar primim și copii de la 15-16 ani, dar nu reușesc să efectueze acele calcule imaginare atât de Deci până bine. La 14 ani până e 14. Mult mai simplu. Mult mai simplu. Să ne ducem copilul, se asimilează mai rapid informația. Exact, exact, și pot să imagineze mult mai ușor aceste biluțe. Pentru că oricum copiii au o imaginație super bogată și dezvoltată. Da. Ne poți spune cam cum putem învăța după o astfel de tablă? Da, acum vă explic așa în mod mai elementar. Clasic, să spunem. Da, elementar, pentru că noi vorbim acum de mai multe coloane. Prima coloană este coloana unităților, da? Și următoarea este coloana zecilor, coloana sutelor. Cu cât înaintează cum ar fi coloană, cu atât este cifra mai mare. Și atunci, dacă formăm cifra 1, aceste biluțe care se află sub această bară se numesc biluțe pământești, au valoare de 1. Împingem o biluță către bara de rezultat, așa, este cifra 1, da? Ok. Și cum facem cifra 2? Acum să vedem. Cum credeți că facem cifra 2? O ridicăm pe asta de aici. Perfect! Mai ridicăm o biluță și facem cifra 2, da? Bun, perfect. Da. Și acum 3, asta da. Este 3, da? Și acesta este 4. 4, corect. Biluță cerească, sau cum să numim noi? Cea de sus. Cea de sus, da. Sau farfurie extraterestră, cum numim pentru copii, are 5 extraterestri în el. Și atunci, o singură biluță când atinge această bară este 5. 5. Da? 5 și cu 4 de jos, 9.
Dacă adaugam încă 4, 5 plus 4 fac 9. Exact. Corect. Și atunci copiii noștri, da, când fac calcule, ce fac? Formează numărul pe numărătoarea imaginară, să zicem 1222, da? Wow, așa, da. Plus 500, nu știu, 5620 și 1. Adică poți să dai răspunsul foarte ușor. Nu trebuie să scrie pe... Părea simplu. Pe hârtie, nu trebuie să scrie pe hârtie una sub alta și să le calculeze așa. Nu, doar văd biluțele în imaginația lor. Încep să le ridice, încep... pur și simplu. Să la ridic, coboră și se ridice exact cum au învățat ei la cursurile noastre, da. Ok, și mergem de la 1 la 10, sute, mii, da. Zeci de mii, sute de mii, milion. Exact, da, foarte și bine. Aici? Zeci de milioane, sute de milioane, miliard. Zeci de miliarde, sute de miliarde? Bilion. Bilion? Da. Ma, eu la banii ăștia vreau să ajung la ultima aici, să am în cont odată, da. Nu, lasă că până calculez toată tabla asta. Mărie, fii atentă, dacă tot ai venit pe la noi, ultima oară ai spus că ai avut emoții, dar ai spus că ai 10 ani în loc de 9. Da. Acum câți ani ai? 9. E sigură? Da. Și te cheamă cum? Maria Ciulegherie. Și ai emoții? Nu, n-am emoții. Bravo, mă, Mărie, fii atentă. Ți-am adus aici o planșă. Vreau să vii, numai, tu nu trebuie să mai vezi tabla asta acum, că de-aia te pun așa, fii atentă, să nu mai vezi tabla. Și pentru a face o mică demonstrație, așa, live, da? Nu știe nimeni. Noi ne-am înțeles la ce numere să punem? Nu ne-am cu înțeles. Cu 10. Cu 10, dar nu știi ce numere, corect? Exact. Și punem așa, în jos ai spus, 10 numere formate din 10, da? Da. Avem o coloană cu 10 și o coloană cu sute. Începem cu 10. Și fii atentă, fără să ne vorbim înainte, Georgică, da? Repede două numere cu 10. 75. 75 și? Încă un număr. Încă unul și 83. 83. Viviana, două numere. 54. 54. 12. Patriția, două numere. 15, 26. Eu pun 31 și 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dănuț, două numere, repede. 14 și 30, da? Perfect. Mai Mărie, coloana, cu sunt sute. 10? Da. Încercăm și cu sutele sau facem asta și după? Sau punem și sutele? Punem și sutele. Punem și sutele, da. Perfect. Da. Zi, Viviana, două cu sute, hai. 153. 153 și? Și 205. Perfect. George? 487. Da. 394. 394. Eu zic 821 și 997. Zidane? 231 și cât? 590. Cât avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încă, hai, repede. 783. 783. Zi, Patriția. 485. Atât. Perfect. 10. Gata. Da, și acum Maria, Marie, la prima coloană o să recite poezie somnoroasă pasărele. Aolo. Așa e, nu, Maria? Reciți și poezie în timp ce îmi dai calculul ăsta? Exact. Da. Și la a doua coloană o să Vino. Recite Luceafărul. Da? E, hai, lăsesc că Luceafărul, eu nu știu nici fără să calculez. Nici fără... Ce n-ai băsă? Tăticule, da. Prima oară, 10-le, ia telefonul. Calculează tu acolo, Mărie, când ești pregătită, ridici mâna, noi calculăm pe telefon, ții rezultatul pentru tine, George. Da. Da? Și tu, Mărie, ne spui rezultatul, aici ai pixul, să-l și scrii dacă vrei tu cu mânuța ta, de desubt. Doamnelor și domnilor, dacă reușește să recite și să fiți atenți că i-am tras de timp cât s-a calculat cu toții astea și tot nu ne-au ieșit. Atenție, Mărie, start! Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascând în rămurele noapte bună. Doar izvoarele suspină, pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină, dorm în pace. 300. Rezultatul este 367. Incredibil. 367. Cu... Mergem mai departe. Cum a fost... Maria. Fii atentă, le luăm pastea și de data asta spunem Luceafărul. Ești pregătită? Când ești tu pregătită, vrei să te gândești puțin la poezie? Nu. Știi poezia? Da. Băi, lasă-o mai poate. 3, 2, 1, dă-i. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele.
Mamă, e mai rapidă ca mine, deci eu n-am terminat de... Rezultatul este 5146. Scuze, dar e mai rapidă decât mine. Stai să-l așteptăm și pe George, vine. Hai, George, din spate. 5146. Mărie, ce, e jos pălăria, absolut senzațional, stimați telespectatori. M-a lăsat. Absolut senzațional. Ce să... Astea sunt momente de aplaudat. Nomin, am rămas muți. Unde pot veni copiii să se înscrie, în cazul în care vor să se înscrie la școala voastră? În momentul acesta avem un sediu la București, pe strada Icoanei, 75, și mai avem în Constanța și în Ploiești. Și urmează să deschidem în Oradea și în mai multe orașe din România. Indicat să aibă copilul 5 ani, ai spus? Da, să aibă 5 ani, să știe să scrie numere până în 10 și să le recunoască. A, ok, deci până la 5 ani trebuie neapărat să știe să scrie până la 10 și să le recunoască. Fiimea la 3 ani și 11 luni știe să le recunoască, nu prea știe să le scrie corect, dar mai avem timp. Mai avem un an și două luni. Vom ține legătura Nomin, pentru că chiar vreau să o aduc pe fiimea. Mi se pare o chestie absolut senzațională. Mi se pare că chiar îți poate ajuta copilul să se dezvolte foarte, foarte frumos. Îți mulțumim mult de tot, Maria. Tu ești vedeta noastră, vedeta matinalului din această dimineață. Și nu uita că dacă vrei un cadou de la mine, poți să iei ce vrei de aici, pentru că ți-am greșit numele la început. Îți mulțumim din suflet și te mai așteptăm pe la noi. Mulțumim din suflet.